Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, susține că administrația locală traversează cea mai grea perioadă din ultimii ani. Deși încasările la bugetul local au fost mult mai mici, șeful administrației locale a trecut în inventar și o serie de realizări. Am păzut și noi, am zis ca la clubul, vine criza, vine criza. Eu zic că a venit. Și când spun acest lucru, mă bazez pe chestiuni concrete, încasările foarte mici care sunt la primăria municipiului Suceava, ceea ce denotă că oamenii nu au bani, nu este putere de plată, nici la cetățeni, nici la agenții economici. Dar cu toate acestea, eu cred că am reușit să realizăm niște lucruri importante în acest prim an din al treilea mandat. În primul rând, discutăm de proiectele mari care au fost finalizate, parcările subterane care au fost inaugurate la sfârșitul anului trecut, proiectul pe străzi pe care îl vom finaliza în acest an, s-au finalizat lucrările de apă și canalizare pe cele trei străzi din cartierul Ițcani, Alea Dumbrevei, Mitocelului și Câmpului, urmează să terminăm proiectul în întregime, Centrul Tradițiilor Populare. Primarul Ion Lungu a bifat și mai multe investiții noi s-au aflate în curs de execuție. Proiectul suplimentar pentru străzi care este aprobat și urmează să semnăm contractul de finanțare, sperăm noi, în luna iulie. De asemenea, discutăm de proiecte pe fonduri elvețiene, care sunt aprobate, cele trei proiecte sunt aprobate toate, au întâlnit punctaj de promovare, ca să spun așa, de eligibilitate. Așteptăm evaluarea din partea comisiei mixte, Ministerul de Finanțe, Ambasada Elveției. Un adăpost pentru câinii comunitari, tot s-a vorbit de acest lucru, avem un adăpost, zic eu, modern, pentru câinii comunitari, facem efortul să strângem câinii de pe străzi. Și poate lucru cel mai important este legat de demararea unei lucrări la noua centrală termică de încălzire a orașului Suceava. Centrul Cultural Bucovina, la care se lucrează și sperăm noi ca până la sfârșitul anului să terminăm în mare parte acest proiect. Și celelalte lucrări care sunt în curs de realizare, discutăm de cetatea Discount, care este în grafic, discutăm, dacă vreți, chiar de ruta ocolitoare, care sperăm să inaugurăm măcar tronsonul Siret DN17 în acest an. În concluzie, primarul Lungu a caracterizat primul an din mandatul 2012-2016 ca satisfăcător, în condițiile în care susține că a fost cel mai greu an din punct de vedere economic.